dacă tot sunt prezent în parcul Monument, am să fac un tur să vedem dacă s-a schimbat ceva. Aici există și un parc sau un spațiu dedicat copiilor. Nu am să intru în detalii. Sunt și mese de ping-pong, mese de șac, de table din piatră, dar și un spațiu de sport și fitness, la fel cum se află pe faleză și în parcul mare aici în Monument. Am să intru pe una din alei către capătul parcului. Aici grădina acea frumoasă, verde întotdeauna, cu acest gard viu care este întreținut și tuns foarte frumos. Este o zonă și irigată. Lumea cumva se uită un pic ciudat la mine, mă vede că vorbesc, probabil unii vor crede că am luat o razna. Ia-l pe el. Ia, tu fă ce ai gălăgie. Aici este zona unde se practică parcarea. Aici în parcul Monument, o știți cu toții, doar aici se poate avea acces cu mașina. Însă de aici va trebui să mergeți pe jos cu bicicleta, cu trotineta, cu ce doriți dumneavoastră. Da. Aici este o zonă interzisă, practic în interiorul acestei secțiuni din parc au acces doar cei de la curățenie care fac curat prin oraș. Și aici s-au schimbat băncuțele, s-au pus băncuțe din fier metalice, un lucru foarte bun, pentru că începuseră să se rupă celelalte. Nu am să mai merg până în capăt, interesul meu este să merg către stadion. O să văd dacă cumva s-a schimbat ceva în zona stadionului. Astfel împreună cu mine vedeți și voi. În continuare, cu camera fixată pe bicicletă, ignorați un pic tremuratul imaginii, pentru că este din pricina terenului sau asfaltului cocoșat, zone prin care eu merg cu bicicleta. Până la soare! Până la lună! Fetele erau grupate cu camera de luat vederi, probabil făceau ceva TikTok-uri. Unde trebuia să aleargă respectiva și să spună până la soare. Bag de seamă, ori mi se pare că această pădure care era tot boschetărită, bag de seamă că s-a mai rărit un pic și s-a mai și curățat. Minune! A căzut din cer o stea. Însă boscheții rămân în continuare aici, în partea dreaptă, în zona împrejmuită. Am mai rog careva o bucată de gard. Mai sălbatică este zona care este împrejmuită decât zona care este neîmprejmuită și mai întreținută. O vedeți și voi împreună cu mine. Cu siguranță s-a mai rărit și s-a mai curățat această pădure, pentru că nu era. Pentru că aici în capăt, ia uitați voi, în curbă, s-au făcut noi alei. Da, nu mi s-a părut, de aceea s-a curățat pădurea. Hai să intru și eu pe aceste alei noi, care practic merg către capătul parcului. Probabil se intersectează cu aleea care ne duce în spatele Spitalului Județean. Că știți cu toții? Da, cam așa. Așa se pare. Dar o alee prevăzută cu băncuțe, după cum vedeți, și de aceea a fost și iluminată. Ia uitați, există și anumiți stâlpi cu câte un bec. Da, de aceea a fost curățată pădurea și boschețe. Foarte interesant, domnul primar. Aici vă dau nota 10.
Cu siguranță sunt mulți brăileni, mulți și din afară care vă uitați la aceste videouri. Le fac atât pentru mine, pentru că și eu sunt curios la rândul meu să văd ce s-a schimbat în acest oraș și odată cu mine le vedeți și voi. Da, o alee aici în stânga care duce și intersectează cu aleea care spuneam către spital. Dar bag de seamă că toată zona, deci vedeți, nu am mers pe aleea cu spitalul, că am zis că n-am ce vedea. Și uite că aici s-a făcut un nou parc. Este practic o zonă doar pentru mers și o zonă de relaxare. Ia uitați, aici ieșim în alea principală aflată în spatele spitalului. Continuă alea. Iar eu o să fac aici dreapta, pentru că am această opțiune. Este o noutate în premieră pentru mine această zonă care a fost boschetărită ani la rând. Și știți cu toți acest lucru. Asta în ciuda haterilor, ca să nu mai spuneți că nu se face. E, uite, lucruri noi, pentru mine cel puțin, sau pentru cei care veniți din afară, la fel ca mine, mai vedem și lucruri noi. Și în continuare voi face aceste tururi, chiar și în zonele neaccesibile cu mașina, dar voi merge cu bicicleta, așa cum o fac acum. Există aici și un chioșc unde va fi prezentă, cred, mai tot timpul un gardian sau o poliție locală pentru menținerea ordinii, curățeniei și siguranței. Iar pe această alee acum mă întorc practic către alea principală care mă va purta către stadion. Mai erau mai multe alei în continuare încolo, până în spatele acestei păduri, pentru că nu o pot numi altfel. Aceasta este una din zonele noi aflate aici în parcul Monument, unde s-a restabilit cumva ordinea și curățenia, să zic. Există aici și coșuri pentru gunoi dedicate, dar și foarte multe băncuțe, sunt foarte dese băncuțele, astfel încât să nu se certe lumea. Deja văd coș de semințe la fiecare bănci, vechiul stil tradițional. Dacă n-ai semințe în buzunar, nici nu ieși în parc, stai în casă. Aici există și așa zisa zonă de atletism. În prezent este o persoană care aleargă pe unul din aceste trasee. Aici în spate nu știu dacă cineva a făcut ceva, dar nu am să intru pe îmboscheți, că nu vreau să-mi sparg roțile la bicicletă. E o zonă mai dubioasă acolo și uitată de lume, însă, așa cum am zis, o să mergem până la stadion, cum am făcut și anul trecut, să vedem dacă măcar în această zonă s-a schimbat ceva. Cred că este mult mai clasic, nu știu dacă va prinde aceste imagini pentru voi, însă pentru mine este mai practic să accesez anumite porțiuni sau secțiuni din acest oraș unde nu am acces cu mașina. Și pentru a parcurge distanțe mai mari, să vedem cât mai mult am să fac pe bicicletă aceste tururi, unde voi putea, voi face cu mașina. Aici avem și muzică, sper să n-am probleme. Nu s-a schimbat nimic, aceeași melodie, e aceeași Marie, tot cu aceeași pălărie. Da, încerc să mă îndepărtez pentru că este muzică și nu vreau să am probleme de copyright. Practic este aceeași Marie,
și tot cu aceeași pălărie. Repet, ați înțeles? Cei care știu mai multe și cunosc zona, ați înțeles despre ce vorbim. Avem chiar și în față una dintre mării, sau mai multe mării, cu aceleași pălării, înțelegeți voi? Chiar și aici, în Parcul Monument, există noul parc, nou, care a fost deschis de un an de zile. Cam un an, cred că are fix un an. Cu tot ce cuprinde, inclusiv și zona de skate. Dar bag de seamă că, la fel ca și pe faleză, zona de skate este folosită mai mult de biciclete, trotinete. Eu n-am văzut copii cu role sau cu skate-ul să se dea. Aici am intrat din nou pe piatră cubică. E o porțiune care cred că așa va muri, cu piatră cubică. Op, hai să intrăm un pic prin acest parc pe alei. Să vedem până unde avem acces, chiar și aici există muzică și sper să n-am probleme. Acest parc vi l-am mai arătat mai în detaliu când am filmat anul trecut, la scurt timp după ce el a fost dat în folosință. Zona de skate despre care vă spuneam, trotinete, biciclete, mai puțin skate sau role, dar chiar și așa. Wow! Chiar și cu bicicleta! Sper că ați înțeles situația din acest parc. Fac de seamă că se poate tăia, în ghilimele, parcul cu bicicleta pe aceste alei specializate chiar și pentru mașinuțele care vin aici să facă curățenie, cele de la firma de curățenie care se ocupă cu întreținerea parcului. Bravo! Bun băiat! Și aici există o altă zonă dedicată copiilor. Zona în care există mai multe tipuri de joacă, de distracție dedicată celor mici. Însă aici există un vaporaș la fel și identic ca cel prezent acum în stațiunea Lacul Sărat. Ia uitați-l! Nu am să mă mai merg aproape în detaliu, este practic același tip de vaporaș. La fel ca în Lacul Sărat, la fel ca și în parcul după faleză. Un foișor foarte frumos aici, umbrit. Mai în față este o zonă cu muzică și iarăși nu vreau să am probleme. Am să merg un pic către sensul opus, unde se află un al doilea foișor, un spațiu cu băncuțe și relaxare dedicat probabil celor mai învârstnici sau celor mai romantici, de ce nu? Iar aici există și sistemul de frânghie, cumva. Te pui cu fundul acolo pe acea frânghie și îți dai drumul. Ia să vedem dacă se dă acest băiat. V-am arătat acest lucru și în video care l-am făcut anul trecut. Da.
un alt tip de distracție pentru cei mici. Iar aici avem un al doilea foișor, sunt mai multe astfel, vă 3-4 cred, astfel de foișoare umblite și răcoroase. Hai să intru și eu pe aici, prin spate, că tot am bicicleta de teren. Însă evit aceste zone cu teren mai accidentat, pentru că tremură imaginea și nu vreau să iasă un video anapoda. Gata, am ieșit la asfalt, de aceea încerc să merg cât mai lent, ușor. Aici sunt încă prezente terenurile de basket, de tenis, de fotbal. Acum aș vrea să merg să văd dacă cumva s-a terminat de făcut noua sală sportivă ce aparține liceului sportiv aflat aici în spatele spitalului 3. Ce vedeți în fața dumneavoastră este practic unul din terenurile de fotbal ce se închiriază fix aici în față la liceul sportiv. Bănuiesc că știți cu toții și cunoașteți zona respectivă aflată în spatele spitalului 3, la Reset Club. Să nu-i fac destulă reclamă, acestea sunt terenurile care practic se închiriază. Vedeți că sunt jucători care se mai distrează și se antrenează aici pe aceste terenuri, însă bag de seamă că noua sală sportivă nu e nicio mișcare, la fel a fost și anul trecut și la fel o găsesc și acum. Nu știu dacă la interior s-a făcut ceva, însă eu tot așa am lăsat-o și tot așa am găsit-o. Nicio schimbare, dacă voi aveți amănunte sau detalii în ce constă această nouă sală de sport, v-aș ruga să-mi scrieți în comentarii. Aici fiind și zona de parcare pentru cei ce vin să facă o plimbare în parcul Monument. Știți cu toții, nu mai intru în detalii, chiar și aici în partea dreaptă bag de seama că s-a făcut două stații, o parcare dedicată mașinilor electrice, am să vă arăt îndată. Adie un pic vântul și cu siguranță veți simți pe fundal și adierea vântului pentru că suflă în microfon. Aici este practic parcarea cu stațiile de încărcare. Aveți acolo una din stații și mai este una un pic mai în față. 3, 4, 5, 5 posturi auto pentru încărcări electrice. Aici avem o a doua. Iar aici avem aleea asfaltată care ne duce sau ne poartă până la stadion. O zonă în care nu ai acces să mergi cu mașina, tocmai de aceea toți parchează pe stânga, pe dreapta mașina și merg pe jos, pentru că accesul este restricționat pentru mașini. Dar poți face cu bicicleta sau pietonal. În continuare, aceasta este noua sală a sporturilor care v-aș ruga eu să-mi dați mai multe amănunte. Probabil cei din cadrul școlii sau liceului sportiv au mai multe detalii. Bag de seamă că pe aici, prin pădurea din stânga mea, s-au amenajat așa zise alei din pământ dedicate pentru cei cu mountain bike, făcute câteva dealuri
pentru a sări pe ele, știți voi, care practicați mountain bike-ul, cunoașteți foarte bine aceste trasee de biking și făcute, amenajate special pentru ei. Chiar am văzut un băiat cu bicicleta sărind pe aceste dealuri făcute prin această pădure care este prezentă și persistă de ani buni aici în acest parc, care mai umbrește și menține cumva răcoros acest parc. Acum s-au mai dus temperaturile, s-a mai răcorit un pic, de aceea și eu am optat să ies cu bicicleta, pentru că îmi permite atmosfera și condițiile meteo pentru a face acest tur. Și aici s-au plantat anumiți pomișori, unii fructiferi, alții nu, pe această alee. Țin minte că tot așa într-o campanie electorală s-au plantat acești copăcei pe această alee. Mă refer la copăceii cei mai tineri care îi vedeți aici pe margine, atât în stânga cât și în dreapta acestei alei. În continuare bag de seamă că sunt aici în dreapta mea, pe terenul de tenis, câteva persoane care joacă tenis. Nu știu cât surprinde camera. Hai să vedem dacă reușim să... Nu, dar sunt prea mari pentru mine. Pentru mine sunt prea mari dâmbele cu pământ. Nu am să mă risc. Îi las pe cei mai tineri. Și uite așa cedez în fața vârstei. Și am ajuns din nou, așa cum ați văzut, aici la stadion.